dimineață m-am dus să dau deșteptare. Ei nu erau cazați aici unde suntem noi, la rulote, erau cazați într-o altă locație. Dimineața. Eu sunt DG, așa mi se zice. Ala Morodan, mă bucur. Dracu gol, adică. Și mie, ce coincidență. Marian, mă bucur. Și ție tot așa se zice? Da. Vorbesc serios? Dracu gol? Dracu gol, de la Rad. Eu pe Ana Morodan nu o cunosc, dar am auzit că se pricepe cu Facebook-ul, cu internetul. Ce-i cu mine în acest context? Nu știu. Câteodată, chiar dacă ești contesa internetului, chiar dacă ești un antreprenor destul de respectat și de luat în seamă, mai iei și decizii necugetate. Dracu gol. Mă bucur. Deci clar o să ne înțelegem. Aștept la micul dejun. Aveți preferințe ce să mâncați? N-am nicio preferință. Ana era pe un scaun și Capet îi făcea părul. Trebuie să recunosc că am urmărit sezoanele anterioare și mi-am dorit foarte tare să ajung aici. Eu l-am întrebat, bă, tu ai fost pe la țară? Da, bă, eu sunt oltean, sunt de la Râmnicu cu Vâlcea. Însă, văzând cum stă treaba, înainte i-am făcut profilul psihologic lui Neamarin și m-am pregătit psihic pentru ce urmează. V-ați luat la voi bifuse, ovizanți, ghiovandele? Bicfuse. Am făcut cunoștință, dar zis să aveți la voi ghiovandele, bicfuse, ovizanți. Asta ce? Ghiovandele? Mindorele, clapacioace, să le aveți la voi pentru că o să vă trebuiască la cine. Hohavele, mă rog. Bicfus, cu ce drept? Ghiovandele, mindorele, bicfuse și clapacioace, ca să le aveți acum cu de plecăm, nu trebuie să direc. Niște termeni pe care nu i-au auzisem până în momentul acela. O boală, ce? Cum? O boală, ce? O boală? Vorbim serios, o boală? Pe ce? Sunt niște scule, niște lucruri, uite, găsește, găsește ea pe net. Și a început să caute pe internet să vadă ce cu bifuse, ovizați, ghiovandele, mindorele, clapacioace. Ai dat să-i aminte ce-o zis, ce-o zis aici? Iovigdan. Bifuse. Hohavele, clapacioace, tirbușoane, nu mai știu ce zice, am uitat. Trebuie să scriu. Clapacioace. Trebuie să scriu pe ceva. Am plecat de acolo. Bună dimineața. Ce mă bucur să te văd, și eu. Te-am găsit. Mi-era foarte dor de Neamărin. O fată extraordinară, muncitoare, respectoasă. Tot ce o pui, aia faci. Strângi bagajele, le împachetezi, că te duc la... Glumești? Vorbesc serios. Păi nu stăm aici. Vorbesc serios. De ce e aici? Păi știu. Știi că seara, când ajungi și tu și te cazezi, ce face omul? Începe să-și scoată din bagaj. Era la Doinița totul întins în pat, pe fotolii, pe canapea. Repede strângere și la micul dejun. Bang, bang, bang. M-a luat cu răuță așa un pic de la stomac, că nu era primul lucru pe care vreau să-l fac, să stau să-mi strâng bagajul. E, m-am dus și am bătut la ușă la un domn. Bună dimineața! S-a deschis ușa și am văzut un om cu o energie care te atrage să faci pași înapoi. Marin Barbu m-a găsit. Adrian Malvinus Stălășpan, mă bucur. Cum? Adrian? Malvinus Stălășpan. Malvinus, cum să vă spun? Adrian Malvinus sau Stălășpan? Știi ce ați? Păi cred că 9 fără. E prea de dimineață? Nu spune, eu nu vorbesc nimic fără avocat. Am aici un notar. E bun notarul, un loc de avocat, că noi n-avem. E bun? Eu am acest destin cu care stau de multe ori de vorbă și căruia îi place foarte tare să mă scoată din mediul meu de confort. Am ajuns la Neamărin, n-am ajuns la Neamărin că m-ar fi obligat cineva, până la urmă a fost un acord dintre părți, ca să spun așa, dar se întâmplă de multe ori, ca și atunci când îți dai acordul, situațiile în care ajungi să-ți creeze o prestație mai puțin elegantă, să spunem. Hai să vă strângeți bagajele, mergeți la micul dejun, că plecăm în altă parte. Te rog frumos să intri cu camera ta, cu tot, și să verifici ce mi-am făcut eu aici. Eu nu înțeleg acest sistem. Ne duci, ne pui într-un loc simpatic, după care a doua zi zici, hai, ia-ți catrapuzele și pleacă. Păi, păpușe, eu nu știu alții, poate ori veni cu un rochi sau celui, am venit cu 3 geamantane, 200 de rochi. Eu nu, eu venită fără asistentă, eu nu m-am pus în pui mei să-mi fac cu toate mâinile. Stai un pic! Păi stai, de ceapa! Pui mei cu toate mâinile. Mi-a trebuit o oră jumate să mi le pun. O oră! Te rog, filmează de acolo până aici. O oră!
un milion de avantaje, umbrele, unde? Și am mai și făcut greșeala strategică să mi le aranjez ca la magazin în cameră. Marian, când veniți la masă, să veniți cu bagaje cu tot. În momentul în care mi-a zis Neamarin, strângeți bagajele să plecați. Eu cu ondulator în părul ei, făcându-i buclele, m-am trezit cu Ana Morodan prăvălită pe sos. Eu nu dorm la rulota. Eu am fost cu nebunul ăsta într-o rulotă anul trecut și nu vrei să știți că am crezut că mă omoară la propriu, că e criminal în serie. Și în plus, pe litoral sunt construite violurile în rulote. Viol în altă parte, în rulote. Nu știu, eu sunt un om care își atrage foarte multă energie pozitivă și vitalitate din locul în care trăiesc. Dacă nu mă las să stau la mine în sanctuarul ăla meu pe care mi l-am făcut eu și să mă adun energia de acolo, încep să devin apatică, nervoasă, stresată, anxioasă. Să le iau pe toate, fă contesăria, să o pun iară în bagaje și să merem pe la mama ***ului. Uită-mă! Mi-am luat strictul necesar, o umbrelă de soare, un evantai în caz că mical și o pereche de ochelari de soare, pentru că nu vreau, domnule, să fac riduri aici sub ochi. Morodan este o apariție fără hainele pe care le care după ea. Că este caracterul care poartă hainele respective, acelea poate doar o completează în proporție de 20%. Ce să zic, bine ați venit? Bine m-am găsit. Mă bucur să vă cunosc pe voi trei, că pe ea o știu de când era copilă. Am servit micul dejun, aici le-am povestit despre situația în care sunt la ora actuală oamenii din circ, toată familia aceasta. M-a impresionat foarte tare ce ne-a povestit Neamarin despre familia Belucci, iar acela a fost momentul în care eu mi-am făcut un scop în a munci și a-i ajuta pe acești oameni să aibă ceea ce își doresc și să pot să fac ceea ce îmi stă mie în putere. Trebuie să știți că până acum toți care au fost au lucrat în circ. De data asta cu voi nu vreau să fac chestia asta, nu o să lucrați în circ, o să vedem spectacolul diseară, ca să aveți voi idee, dar cu voi mi-am propus să facem o nuntă. Wow. Pentru că în urmă cu două zile, fratele lui Sandy, Sony, a cerut să-i fiu naș la această nuntă. De când am venit aici, între mine și Sony s-a legat o prietenie mai puternică. Suntem chiar ca niște frați. Și uite că el a avut curajul să îmi zică dacă vreau să-i fiu naș. Am acceptat și cred că așa cum sunt naș pentru mai multe familii și îmi place să ajut de fiecare dată, așa am să o fac și pentru Sony. Deci eu o să fiu nașul, dar o să fiu și colegul vostru care mă implic foarte mult în organizarea acestei nunți. Voi ați mai făcut vreodată, ați ajutat la o nuntă așa? 47. De? Nunți. Ai făcut? De la A la Z? Oh, păi atunci eu pot să stau liniștit. Clar este coșmarul vieții mele. Cine m-a pus, mă, să vin la o emisiune în care să mă lovesc încă de o nuntă? Deci suntem bine. Foarte bine, eu mă bucur. De asta am și acceptat să vină și sunt curios să vedem cât de bine o să organizeze ei această nuntă. Am înțeles că fiecare aveți idei despre nunți, tu ești cu haine, tu știi de toate. În această tură am pe Marian Capet, care este stilist de păr. M-am bucurat pentru că sunt obișnuit cu nunțile, deoarece lucrez în industria asta în care am contact destul de des cu mirese și nunți și organizatori de nunți. Doinița Oancea de curând a terminat un curs de make-up. Nu uita că am un atelier în care fac rochii plus rochii de mireasă, ceea ce înseamnă că știu cum să duc o relație cu o viitoare mireasă. Fetele și fanii place să muncească mult. Da, eu m-am născut pentru muncă. Da? Da. Și munca pentru tine. Sunt făcută în concediu din 2012. Bine. E frumos, cred. Mă descurc, nici eu nu știu cum. Da. Am înțeles de la colegii mei că Teleșpan e scriitor. N-am citit nicio carte de el. Eu nu sunt un fan al muncii, dar odată ce am venit aici, mi-asum că va trebui să fac aceste lucruri. Sunt convins că faptul că va trebui să muncesc non-stop o să strânească niște reacții mai puțin elegante din partea mea, dar mi le asum și pe acestea. Dar am senzația că dumneavoastră, pentru că sunteți foarte spirit și cu spirit tânăr și pus pe șotii, o să băgați un pic bățul prin gard. Nu, jur. Nu, jur. Uite, jur.
Am văzut eu pe internet, am văzut o singură secvență în care aveați un bețișor. E, nu am, stai, am, dar am pentru... Celui cu minteta pentru că Liviu au... și Andrei, da. Și Doinița și Capet. Că la mine dacă venit cu bețișorul, iau și eu unul și ne duelăm. Nu, dar stai, dar nu cu bețișorul, cu flori. Am niște flori de 2 metri așa. Ce flori? Cu trandafiri, cu astea. Vorbește-le, uite, când mergem acum la cazare, vi le arăt. Am flori. Pentru ei am și o praștie. Aolo. Da, pentru voi nu, bănuiesc că voi ați venit aici să vă faceți treaba, nu să faceți greșirile care le fac ăștia. Bineînțeles. Nu? Eu vreau să fiu invitatul lui Neamarin, poate primul, nu știu dacă au mai fost înainte sau nu, dar eu vreau să fiu invitatul lui Neamarin pe care nu o să-l bată în emisiunea asta. Ce dacă aveți, place eu insist, dacă aveți acea floare, să-i mai altoiți câte una când se plânge. Pe Capet l-am descoperit acum câteva luni și îl iubesc din tot sufletul meu pentru că este un... sarcastic, care veșnic are fobii, crize, panici și felul în care și le explică și ni le explică nouă este atât de carismatic încât mă umple cu energie pozitivă dobitoc, îmi vine să râd non-stop când îl văd, îl iubesc. Eu sunt cel mai muncitor, o să vedeți Neamarine. O să vedeți eu pe mine să mă treziți la 5 dimineața, că eu de fapt așa mă trezesc acasă. Mie îmi place, eu am simțit așa, m-am născut pe lumea asta să muncesc. Am citit acum în vacanță o prostie de carte, Ghidul Leneșului Suprem. Adică cum să fiu un leneș rafinat. Și mi s-a părut o prostie și am zis, bă, eu mă duc la Neamărin să muncesc, că mie nu-mi place să fiu leneș și din astea. În ciuda faptului că sunt un om foarte leneș, de fapt nu știu cât de leneș sunt, dar îmi place foarte mult să mă vaiet, o să încerc să fac tot ceea ce îmi spune astfel încât să nu mă bată. Eu m-am născut să arăt splendid și să să se dea lumea la o parte când trec eu pe stradă, dar știu să muncesc orice. Muncesc de la 15 ani, de la cules porumb, plevit, ca așa zice la rad, plevit, luat buruierile, la manageriat, agenție de imobiliare, la cărat baxuri, la orice ne trebuie. Deci, dacă vreți, putem să începem cu o listă cu ce cred eu că ne-ar trebui la nuntă. Păi o să facem o ședință cu cine trebuie la nuntă, dar până atunci, eu zic să vă luați bagajele, mergem direct la circ. Și acolo vă spun ce avem de făcut mai departe. E ok? Da. Perfect. Să fie de bine. Acum, după ce ne-a zis toată povestea acestor oameni, credeți-ne, chiar o să muncim. Și eu, păi, dar să fie un superb. Și mai ales că...